Opt membri ai Uniunii Județene a Sindicatelor Pro Educația Suceava, în frunte cu liderul Traian Pădureț, au fost la București pentru a picheta guvernul alături de colegii din Federația Spiru -Haret și de la Federația Sindicatelor Libere din Învățământ și Federația Alma Mater. Pichetarea a avut loc în intervalul orar 13-15. Profesorul Pădureț a declarat că sindicaliștii din învățământ sunt nemulțumiți de modul în care sunt tratați, mai exact că nu le vor fi majorate salariile conform legii. El a spus că zilele acestea aproximativ 1250 de membri ai Pro-Educația Suceava au purtat banderole albe în semn de protest și de solidaritate cu oamenii din învățământ care protestează în stradă la București și în țară. Traian Pădureț a adăugat că sunt nemulțumiri foarte mari în rândul sindicaliștilor, astfel că se are în vedere amânarea încheierii situațiilor școlare. Totodată, sindicaliștii amenință cu amânarea reluării cursurilor până pe 10 ianuarie. Profesorul Pădureț a subliniat că Uniunea Județeană pro educație a declanșat un referendum pentru a vedea ce forme de protest vor fi aplicate din ianuarie, dacă executivul nu va majora salariile cu aproximativ 17%, așa cum prevede legea. Acum propunerea este de numai 4%.